Pace și bună ziua! Astăzi e luni. Am mers la piață, m-am dus să-mi iau roșii, pâine și așa mai departe. Am găsit, cum să spune, da, ce grăsime. Grăsime de asta de rață. Cu 22 kg. Da. Și am zis, fac jumeți și mâncăm cu roșii. Pe căldura asta, eu nu vreau să stau la bucătărie. Am spălat-o, nici nu știu din câte ape, cu toate că nu a fost murdară. Și să-mi las ceva, două, trei bucăți să-mi las pentru să-mi fac supă. Și o punem aici să se facă. Mai am aici și câteva bucăți de curcan. Care le-ai pus acolo? Da. Uite, asta ți-o las eu, că e mai fain. Și îmi pun și eu câteva și punem asta să se facă și când e foame și nu este mâncare, nu este nimic, decât salam, mai bine o jumătate și am și un soare. Nu punem apă acum, nu punem nimic, apa ce lasă aici e suficient și să ferbe și să face. Nu trebuie sare, nu trebuie ulei. Nu trebuie nimic, decât că îi dăm drumul acum și o lăsăm să facă ea treaba ei. Și acum vreau să pun și vinetele. Fac și salată de vinete. Deci aici eu o să coc vinetele. Am 4 vinete, le pun acolo și deloc e gata salata. Parcă-mi pare rău că n-am luat mai multe vinete, să fi luat alea la Dacian care au vrut albe. Nu că am vrut, eu am fost mirat de ele. Da, așa îs, nu-s ceva mai wow. Doar că au fost mai scumpe. Atât. Puteam să tai o codiță asta, dar merge și așa. Aici le lăsăm, că ele își fac treaba. Pe cu... Unde e o codiță? Acolo, mama. Unde e o codiță? Unde e o codiță? Acum le scoatem. Jumerile noastre, orișe minunate și o grămadă de... Un soare m-a ieșit și îți dai seama ce mă bucură de un soare asta. O pui o lingură de un soare din asta oriunde, e minunat. Da, asta mâncare. E un soare, dar ăștia nu sunt jumeri de porc. Nu? Nu. De ce? De rață. Ăștia sunt dulci. Dulci și faine. Da, dar și un soare de rață, dacă pui într-o mâncare, asta iese nu. Bună. Super! Asta nu e McDonald's. Nu e McDonald's? De rață nu e McDonald's. Am înțeles. Deci ai înțeles, nu? Da. Am băut rece și deja iar am probleme cu gâtul. Nu am eu. Acum ați pun robotul. Nu este internet. Du-te un pic mai încolo, mama. Acolo, da, lângă ce. Acum am terminat. Așa. Hai, ce-a râs? Nu, aleu. Ce aici? Îți pun mintea cu ei azi, astăzi. Nu, astăzi mă dau bătută. Și te-a spunem sare, că așa se face. Când le scoți din... Și și crocante. Da. No, acum nu le laud pe nimeni, pe jumerile astea, nici pe mine, nici să... Dar ce vreau să vă arăt, că dacă mânci o jumătate din asta, așa, sau așa, cu o roșie... Nu. E și consistent și nici nu-i sta mult la bucă. Da. Păi, nu.
pinguin. Vrei pinguin? Robot. Robot? Încerc să pun robotul. Dar nu... Deci pui un soare acolo? Dar nu auzi. Intră tot? Uite că intră. Aleu. Deci toată un soare a intrat acolo. Dar cine mai ia acum de acolo până să-mi iargă? Da. Da, am necum să o iau. Stai, eu pun mai pe centru. Așa. Stai să-mi pregătesc aici. Așa. Cum acolo cred că stă într-o parte. Cred. Nu stai. Ok. Și să pun ceva deasupra, să știe că e pericol acolo. Pericol public. Sau pun capac? Pune. Și așa, care se potrivește. Yes! No, ok. E super, așa. Da. Și acum ce faci? Îmi fac mie, dacă n-am zamă, o țără, uite, numai atât. Așa pentru mine, numai. Nu mânc eu oală, dar poate mai am ajutor. Aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi. Eu când am plecat de acasă, m-am dus să-mi iau roșii și pâine. Și într-adevăr, recunosc că am spus să văd ce mai găsesc pe acolo. Și când am văzut jumentele astea, au zis, doamna, acum le-am primit. Da. Grăsimea, că nu cu jumătate. Dar sunt crocante, bine făcute. Gata reclama, vă lăsăm cu pacea lui Tatăl Ceresc, o zi binecuvântată, pace, la revedere!